Preșcolarii din cadrul grupului Omnia Ballet Suceava au susținut joi 23 decembrie la Teatrul Municipal Matei Vișnec spectacolul muzical coregrafic intitulat Ana. Publicul a rămas plăcut impresionat de abilitățile copiilor și au răsplătit cu cadouri și aplauze. Povestea pe care s-a derulat performanța artistică este cea a unei fetițe, Ana, timidă din fire și fără prea mulți prieteni, care își petrece majoritatea timpului jucându-se cu păpușile ei preferate. Aflată în ajunul Crăciunului și încercând să adoarmă pentru a trece mai repede timpul până la deschiderea cadourilor, somnul ei este perturbat de joaca unor șoricei, moment în care decide să deschidă cutiile de sub brad. În pași de balet, dans contemporan și gimnastică, jucăriile desfăcute prind viață și vor deveni prietenii adevărați ai fetei. Yeah.
60 de copii ai școlii Omnia Ballet cu vârste între 5 și 12 ani și-au etalat pe rând priceperea și talentul în dans contemporan, balet sau gimnastică, creând o atmosferă ferică de Crăciun. Rolul fetiței Ana a fost interpretat de eleva Ana Iacob, alte câteva piese legate de bucuria sărbătorilor fiind interpretate și de alte fetițe din grupul școlii Omnia Ballet, îndrumate în arta sunetelor de profesorul de canto Viorica Deud-Corjan. La spectacol au participat reprezentanții conducerii primăriei Suceava și ai Teatrului Municipal Matei Vișniec, iar intrarea în sală s-a făcut pe baza certificatului digital european. Baby, if you draw heavy ears, baby, I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till they will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons, so come. To Denopol and live happily. Please don't cry no tears now, it's Christmas, baby. My snow.